Înainte de a deveni Lino cel de azi, Radu Cârstea era un tânăr nu cu mult diferit de alți adolescenți de vârsta lui. Era îndrăgostit de muzică, i se spunea Țip și punea pe internet filmulețe cu el cântând. Avea 16 ani când un telefon primit în miez de noapte i-a schimbat definitiv viața și destinul. Eu eram prieten cu un DJ de la studio de la ei, de la Alex, de acolo. Și mi-a scris într-o seară, vezi, ai telefonul la tine. Ok. Și pe la 12 noaptea mă sună pe FaceTime și zice, răspunde, sunt Alex Velea. Zic, ești Alex Velea, bine, și eu sunt Fuego. Eu n-am crezut că e el. Ce tare! Stau și după aia mă sună iară pe FaceTime și răspund și era acolo, Alex cu smiley, cu toată lumea. Zic, wow, am rămas. Era 12 noaptea, era, cum știu, era weekend și zic, cum să mă sune pe mine la Alex Velea, să-mi zică mie ceva. Și mi-a zis, trebuie să vii la București cu părinții, trebuie să discutăm pentru că vreau să te cresc ca artist. Am dus cu mama la studio. Și mi-a spus că n-avem cum să lucrăm de la distanță, eu fiind în Brașov, el în București. Cum a fost pentru tine despărțirea de familie? A fost greu, dar m-am obișnuit repede pentru că m-au primit foarte, foarte cald și foarte ca niște părinți. Adică m-au iubit ca, și încă mă iubesc eu pe ei, ca niște părinți, m-au oferit tot. M-au răsfățat, Antonia îmi făcea într-una toate prostiile să le mănânc, m-a ajutat, m-a înțeles, s-a implicat în viața mea personală. Vorbea cu mama des și mi-a dat toată iubirea de care am avut nevoie. Odată cu mutatul la București, în casa Antoniei și a lui Alex Velea, cei pe care îi consideră și azi părinți adoptivi, transformările s-au ținut lanț pentru adolescentul din Brașov. A devenit Lino și a schimbat complet stilul vestimentar și a reușit să slăbească mai bine de 30 de kilograme. Azi, la 20 de ani, Lino este de nerecunoscut. E un tânăr chipeș, talentat, fericit și mult mai încrezător în forțele sale. Transformarea mea ca corp, ca slăbire, pentru că eram extraponderal, a fost o transformare destul de mare, cred. M-a schimbat nu doar ca corp, și ca mentalitate totul. Când faci sport și când schimbi chestia asta, devii mult mai, cum să zic, mai ordonat cu tot în viață. La început știu că povestea și Alex că te prindea cu dulciurile sub pernă. Ha-ha-ha! Recunosc! Da. Deci tu îl mințeai că ții dietă, da, și faci sport și noaptea când mâncai pe ascuns. Da, da, zic în filmul că iau apă de la magazin. Îmi puneam, luam geaca pe mine, puneam buzunar dulciurile, puneam apă, mă uitam să fac suete la mine, mă duceam în cameră, hap, mă puneam sub pernă, mă culcam. Și cum și-a dat seama? La mișto, într-o zi, Boier Bibescu a venit la noi și a zis, boi, eu cred că Lino ăsta nu cred că te ascultă, cred că mai mănâncă niște dulciuri pe ascuns sub pernă. A zis la mișto și eu atunci eram în colțul camerei și am auzit și am zis, opa, ce? Ăsta știe ceva sau ăsta la mișto? Și zic, nu cred, a zis Alex. Se duce în cameră și ăsta, și ăsta ce? Mamă, deci de vezi, minciuna are picioare scurte. Scurte, până în cameră, hap, un drum scurt. Și o perioadă m-a lăsat cu chestia asta în pace, zic că nu se mai implică. Tot ce ziceam, zicea, da, bine. Că îi ziceam, vezi că slăbesc, că drag, îți dai seama, oricine zice după ce face ceva prost, gata, nu mai fac, sunt cel mai cu minte, nu mai fac nimic. Mi-am găsit ambiția cumva, nu știu cum, și am zis, am parcul lângă mine. Hai să fac ceva, să alerg. Nu puteam să alerg înainte nici până la bucătărie să-mi iau un sandwich, mi-era greu, mergeam, așa. Și am realizat că pot, iar după luna am văzut că am slăbit 10 kg. După două luni am slăbit în total încă 20 de kilograme. Deci în total toată chestia asta am slăbit 30 de kilograme. Doar alergând în parc. Doar alergând în parc. A fost o schimbare majoră, adică nimeni nu s-a obișnuit, nimeni. Când m-am dus în Brașov, treceam pe lângă colegi, îi salutam și mă băgam seama că nu mă recunoșteau. Lino n-a fost scutit nici de momente de cumpănă. Toamna aceasta a trecut printr-un episod dramatic când tatăl său a murit din cauza unei boli grave. A făcut o boală pancreatită. A scăpat. De obicei, oamenii de la asta nu scap. Scap în 10%, 20%, un număr din acesta, super trist. A scăpat prin miracol, dar doctorul care l-a operat ne-a zis foarte ușor, fără nicio remușcare, dar a rămas cu un sindrom. E un sindrom în genul Alzheimer-ului, uita tot. El a rămas cu amintirile și cu creierul de acum 20 de ani. Mă întreba în fiecare zi când mă întorc la muncă, eu n-avea cum să mai muncească,
El studia încă, chiar în starea în care încă făceam fiecare zi, studia la violoncel. Aceeași piesă, dar aceeași. Nu avea voie să iasă din casă. Într-o zi nu știu cum a reușit să iasă. M-a sunat mama și mi-a zis că s-a dus la muncă. Îl sunam, vorbeam cu el, plângeam mereu. Mă rog, asta e, sunt băiat mare, accept, nu am ce să fac. Până la urmă, n-am cum să mai schimb nimic oricum. Tot ce fac e datorită lui, cu muzica. Dacă nu era, nu știam nimic de muzică. De la 6 ani, tata mi-a dat chestia asta cu muzica, pentru că eu înainte să fac vocea, ceea ce cânt eu, am făcut violoncel de la 6 ani. Da. Tata m-a învățat, mi-a citat tata aici un violoncel pentru el. A vrut să scoată tot ce a fost bun din mine în asta și a reușit. La vârsta de 14 ani eram olimpic pe țară. Înainte să fac ceva, tot timpul mi-am așa o pauză și vorbesc cu el, indiferent de situație, de ce am de făcut, dacă am ceva greu. Mă duc la mine în cameră, stau un pic, chid ochii, vorbesc cu el și după aceea sunt super ok. Sper că prin realizările mele muzicale sau orice pe plan, sper să-l fac mândru, să fiu bărbatul care a vrut el să fiu de când sunt mic, că n-a apucat să-mi zică nimic. Cea care i-a fost alături în clipele dificile este iubita lui, Lorena. Tânăra face parte din viața lui încă de pe vremea în care Lino era doar un puști necunoscut și supraponderal și îl susține în tot ceea ce face, iar el nu vede viitorul fără ea. Ea s-a îndrăgostit de mine când nu aveam nicio piesă lansată, nu eram nimeni. Uite, asta e... Da, m-am să fac pe ea de găină. Dragostea până da, la urmă. Nu avea nici măcar un motiv. Voi acum v-ați mutat împreună. Da. Ce au zis părinții ei? Mama m-a acceptat din prima, a fost super ok. Știa oricum, ea îi povestea de mine, îi arăta pe internet, uite ce face, uite, mă rog. Și tatăle m-a acceptat într-un final. Într-un final. În față m-a acceptat, dar în spate nu prea îi plăcea de mine, am aflat chestia asta. Bine, dar acum, e normal. Ce să-ți spun? Un tată de fată da, e mai dificil e așa, nu poți da, să ai da, pretenții prea mari. Dar acum suntem super ok, chiar acum câteva zile a venit la noi să vadă cum ne-am mutat, să vadă dacă avem tot ce avem nevoie, adică chiar s-a implicat. A fost doar așa, o idee preconcepută, că m-a văzut tatuat, m-a văzut, a zis, aole, nu se lua ce trebuie. Când ți-ai făcut primul tatuaj? La 17 ani mi-a făcut un tatuaj. Care? Acesta, cu mama. Asta de aici. Mm-hmm. Acesta este violoncelul pentru care l-am făcut tata. Este un craniu pentru că a fost și un lucru trist, dar aripi pentru că a fost și un lucru angelic și frumos. Leul l-am făcut în semn de ambiție când am slăbit 30 de kilograme. Pe gât? Îngerii, care sunt părinții mei, mama și tata aici. Taur, zodia lui Alex, 13 ziua lui Alex, M de la Mario, Mario Fresh. Zodia Antoniei. Data în care m-am cunoscut cu iubita mea, o are și ea tot pe deget. Și finisherul este aici. Alex. Omul care mi-a schimbat viața și m-a făcut ceea ce sunt astăzi și pe care o să-l iubesc și o să respect toată viața mea pentru că mi-a schimbat viața. L-am simțit că trebuie să-l am pe mine în semn de respect.